Deci germanii au putut să plătească la evrei. Discovopiri și alte popoare care au fost așa. Dar asta nu. Deci cuvântul discovopiri totuși are și valență materială. Mă rog. Deci așa, să fim egalați cu participanții la război. În al doilea lucru, anii aflați în Siberia un an, trebuie să fie socotit la trei. Așa se socotea asta. Ai fost 6 ani de zile în Siberia, ai pune la pensie încă 18 ani, oricât a fost cu mine. Că cu 500 de lei de aici nu pot supraviețesc. Eu muncesc. Muncesc. Deci mesajul este formulat foarte clar. Pentru decidenți. Și în al doilea rând, trebuie să fie prin intermediul juriștilor români, ghidat în judecata de la Haga, să fim dispăgubiți din contul nu Moldovei, dar Federației Rusiei. Moștenitoare de drept și de morală a Uniunii Sovietice.